Colegi consilieri, deschidem ședința din 27 a 5 a 2021. Avem un consilier absent. Deci ședința este constituită legal. Pe ordinea de zi avem 14 puncte. Toate sunt inițiate de domn primar. Nu o să mai citim la fiecare. Citesc ordinea de zi și supunem la vot. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Timiș Făget, avizează Comisia 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.05.2021, avizează Comisia 1. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 27.04.2021, avizează Comisia 1. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comunei Ghimeș-Făget ca parte civilă în dosarul numărul 410/2020 al parchetului de pe lângă judecătoria Bicaz, avizează Comisia 1, 2 și 3. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din Comuna Ghimeș-Făget, precum și contribuție persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, avizează Comisia 1 și 3. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020 a Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, avizează Comisia numărul 3. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru și a caietului de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghimeș-Făget, avizează Comisia 1. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ROF al Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 2. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii pentru ocuparea prin concurs a postului de șef Serviciul Alimentare cu Apă și Canalizare Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiunea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, a studiului de fundamentare, a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat Public, a caietului de sarcini, a documentației de atribuire prin procedură simplificată, avizează Comisia 2. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări de reparații, întreținere și amenajare clădire sediu primărie, subsol, parter, etajul 1 și mansardă, în sat Făget, Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, avizează Comisia 2 și 3. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări de reparații, întreținere și amenajare clădire circă sanitar veterinară, parter, în sat Făget, Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, avizează Comisia numărul 2. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui camion de către repere... S-a scos de pe ordinea de zi. Da. Așa e, n-a primit avizul Comisiei. Dacă sunteți de acord, scoatem punctul 13 de pe ordinea de zi. Ok? Punctul 14. Diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Toată lumea pentru. La primul punct, trecem la primul punct de pe ordinea de zi, alegerea președintelui mandatului domnului Oteanu. De domnul Anta a expirat, de 3 luni urmez eu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.05.2021 s-a aprobat. Punctul 3. Proiectul de hotărâre aprobarea procesului verbal al ședinței din 27. Toată lumea a citit procesul. Cine procesul este... verbal, da. Da. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? O abțineri. Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind constituirea Comunei Ghimeș-Făget ca parte civilă în dosarul penal numărul 410/2020. Materialul a fost în comisii, a fost aprobat, dacă sunt discuții.
Dar putem să zicem despre cine e acasă acum. Da. Trec atunci la proiect. Da, o adresă din partea judecătoriei Neamț, în care doi foști angajați ai Ocolului Silvic. Una a fost, una este. Așa. Este vorba de un prejudiciu de 180.159 de lei, reprezentând 155 de arbori de esență rășinoasă. Cu un volum de 285.875 metri cubi. Domn primar, dacă mai aveți ceva de spus? Nu am ce să mai comentez. Aici instituția ITRSV Neamț a constatat Da. Pagba respectivă. Acum, pentru noi ne-a cerut dacă ne constituim sau nu ne constituim cu suma asta în instanță. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice. Materialul a fost prezentat în ședința de comisii, dacă sunt discuții. Supun la vot, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020. La fel, materialul a trecut prin comisii, a fost semnat. Materialul și inventarul comunei, adică inclusiv școlile și Mateu a prezentat. Ok. Dacă sunt alte discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru și caietul de sarcini al serviciului cu alimentare, public de alimentare cu apă. La fel, regulamentul a fost citit în ședința de comisii. Dacă sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu apă. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii pentru ocuparea prin concurs a postului de șef serviciu alimentare cu apă. Dacă sunt discuții, când va avea loc concursul, doamnă secretar? Păi încă nu am stabilit. După ce se aprobă procedura, okay. După aia stabilim și o să fie respectăm făcut termenele conform lege. Bine. S-a desemnat din partea primăriei cineva pentru comisie. Da. Domnul Biliboc. Domnul Biliboc. Ok. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 10. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiunea serviciului de iluminat public. Domnul primar. Da, aici este vorba de... Suntem obligați prin lege să delegăm gestiunea, având în vedere că avem proiectul ăsta de iluminat public și suntem obligați prin lege să gestionăm la o firmă, bineînțeles cine câștigă pe licitație, la o firmă autorizată, agreată ANRE, care o să aibă grijă de sistemul de iluminat public. Și trebuie să demarăm procedura asta pentru delegarea gestiunii. În mare parte, despre asta este vorba. Bun. Comisiile au semnat, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Punctul 11. Proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de reabilitare a primăriei. Da, aici este un deviz și trebuie să reabilităm clădirea asta. Ce am prins noi în reabilitare este vorba de schimbarea acoperișului, că plouă înăuntru și
și trebuie să facem. Și bineînțeles, înăuntru trebuie văruit toată primăria, că n-a fost văruit de când suntem aici, adică de când funcționează primăria în sediul ăsta. Trebuie văruit și este prins o valoare de 120.000. Da, 120.000 de lei. Da. Cu acoperiș cu tot, nu? Da, cu acoperiș și cu oriuri, adică făcut tot aici înăuntru. Afară nu. Că afară nu cred că trebuie să facem ceva reparații la ei. Bun, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Toată lumea pentru. Punctul 12 de pe ordinea de zi. Indicatorii tehnico-economici pentru circa veterinară. Am discutat în comisie, este un deviz de 180.000 de lei. Da. Să ne prezentați un pic despre ce e vorba. Acolo vrem să facem, cum am discutat, un centru de colectare a laptelui și trebuie să corespundă cerințelor ce cere Sanepidul și sanitar veterinarii. Trebuie să compartimentăm, trebuie să igienizăm, trebuie refăcut clădirea respectivă, că este o într-stare foarte avansată de degradare și acolo, dacă vrem să facem treaba asta, atunci avem nevoie de o investiție care a fost prezentat și pentru dumneavoastră, de 180.000 de lei cu TVA. Da. Dacă sunt alte discuții pe acest punct, de pe ordinea de zi, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Punctul 13 s-a scos de pe ordinea de zi. Nu mai citim. Trecem la ultimul punct, diverse. La diverse. Începem cu domnul Otean. Dacă aveți ceva. Eu la diverse, ce am vorbit înainte, că a început să dea oamenii drumul la cai, să facem ceva, că de 3-4 ani de zile asta a fost vorba, că și dacă mergem după lege, asta e adevărat, trebuie mai. Să găsim o soluție, să anunțăm oamenii care dă drumul afară. Ce s-a discutat în comisii? Trebuie făcut o listă cu nume? Trebuie făcut cu o listă pentru că sunt convins că oamenii de acolo știu despre cine e vorba. Venim cu lista aici și domnul consilier Sulciu, care noi acum deja l-am discutat înainte cu el, și el știe. Veniți cu lista și de acolo ne ocupăm noi. Facem înștiințare, sunăm la poliția animalelor, că există acum poliția, s-a înființat poliția. Asta sunăm, ce prevede legea, aducem înăuntru, îngrădim, clarificăm și fiecare suportă consecințele de atunci. Deci conform contractelor care sunt prin pășune, deci pășune au fost doar pentru bobine. Exact. Da. Și cei care dețin pășunea ar trebui să aibă în vedere treaba asta și fiecare în blocul unde știe că sunt pășuni și are pășunea, ar trebui și de înșiși să țină cont de treaba asta. Că dacă am înțeles că anul ăsta vor fi și controlele destul de mari iar pe pășuni și dacă se vor găsi altceva pe pășune decât bovine, îți bun de plată. Deci să știe treaba asta ca să nu apară surprize neplăcute și să nu știe pe urmă că nu li s-au spus sau... Exact. Deci în contract este prevăzut treaba asta. Noi nu avem, n-am avut suficientă pășune ca să se dea și pentru cabaline. Deci numai pe bovine. Bun. Și încă o întrebare. Sunt niște fânețe, sunt niște izlazuri care au fost date în folosul oamenilor ca concesionare. Și când ne-am dus să depunem actele la API, atunci au zis că oricum e pusă și de împădurire. E a ocolului. Atunci, acolo ce se întâmplă? Că eu, oricum, eu ce mi-am dat acolo sus, m-am dus, am și curățat cu 12 oameni, am lucrat o zi. Când am ajuns la API, atunci au zis, măi, asta e treaba ta, eu nu am băgat, ăsta e adevărul. Am zis, am renunțat. Decât să, trebuie să dau bani înapoi, asta trebuie să știe. Ori să nu bage lumea, ori să trebuie clarificat cumva treaba asta. Că dacă nu, oamenii să nu se trezească, că acum bagă și ia câțiva lăuți și peste un an, doi trebuie să dea înapoi și nu să aibă de unde să dea înapoi. Aveți foarte mare dreptate aici. Ori trebuie spus la oameni să nu bage atunci, că nu e corect.
făcut treaba asta, că se trezesc oamenii cu niște lucruri care trebuie să dea bani înapoi și nu să aibă de unde să dea. Și atunci o să vină tot la primărie. Ce să facem, ce să facem, de unde să dau bani înapoi. Ori se spune din timp, măi, nu îl depune la APIA că nu e corect. Nu? Am înțeles. Cu discuția avem, discuția asta o avem din decembrie încoace. Și haideți să povestesc despre ce e vorba. Încă am renunțat. Din fondul de pășunat, adică din pășune, în 2006 a fost băgat 982 de hectare ca fond forestier. Fără să știe nimeni nimica, așa zis. Că n-am știut și n-am văzut și nu cunoaștem. Acum ne-am trezit că 182 de hectare este prins în fond forestier, adică 182 de hectare a fost dat în concesiune la oameni din fondul forestier. Fiind brocurile fizice eligibile. Anul trecut când a fost dat în concesiune, nu s-a știut de treaba asta, având în vedere că pe vremea aia când s-a făcut treaba asta, n-a fost dus la îndeplinire toată procedura. Având în vedere că dacă noi scoatem o bucată de pășune de undeva, ducem la îndeplinire, scoatem din registru agricol și nu mai apare ca pășune eligibilă. Dar n-a fost dusă la îndeplinire. Acum nu vreau să arunc vina pe nimeni, că am zis foarte clar. Ce a fost, a fost. Nu mă interesează. Acum căutăm soluțiile, ce putem să găsim. Soluțiile prea multe nu sunt. Momentan. Dar mai așteptăm un pic să vedem că mai avem de luat niște răspunsuri. Cum putem să rezolvăm? Este o situație foarte delicată, având în vedere că avem deja sesizat și parchetul. Suntem chemați acolo, ne-a cerut deja înscrisul, ne-a cerut deja contracte, hotărârile respective, cum a fost băgat, ce a fost. Nu știm ce o să iasă la urma urmei. Cealaltă problemă, cum a zis și domnul Oltean Corci, da, are dreptate. Dar acum, pe ce bază pot să desfac eu un contract de concesiune? Dacă omul și-a respectat contractul respectiv, eu mâine dimineață, dacă desfac contractul lui, mă dă în judecată, nu? E drept, nu? Dar nu trebuie desfăcut. După mintea mea, trebuie anunțat unde sunt, trebuie verificat un pic și trebuie anunțat unul și spus că, Doamne ferește, se întâmplă. Dar asta am spus și deja se întâmplă, că nu putem rezolva toate treburile și ajungem la instanță și ăia vin, că trebuie dat bani înapoi, să știe unul. O să vină apă. Mai bine să renunțe acum decât să se trezească peste 2 ani de zile că trebuie dat bani înapoi. Da, în privința asta aveți dreptate. Că dar acolo trebuie atunci să... Atunci e cel mai grav, când trebuie dat înapoi, când primește foarte ușor. Da. E o variantă bună, dar majoritatea nu o să renunțe, nu vrea să renunțe. Pentru că el a luat, el practic nu e de bine. Eu l-am și curățat, am și renunțat. Deci ce se întâmplă? Am program 6 hectare, pentru 6 hectare nu merită. Asta e. Asta este, din păcate. Acum umblăm, întrebăm, discutăm. Ce soluție găsim? Soluții sunt foarte puține. Că din fond forestier, și aici este domnul Antal, care e specialist, cred că pot să zic, specialist în fond forestier, el cred că poate să zică foarte clar, se poate scoate din fond forestier sau nu se poate scoate? Nu se poate niciodată. Dacă e băgat în fond forestier, nu se mai poate scoate din fond forestier. De când? E ușor prin hotărâre de guvern, ceea ce e foarte greu. Și aici aș vrea să completez un pic. Deci au fost contracte când s-au făcut și domnul primar știe că a făcut parte și dânsul din comisie. Au fost contracte care aveau angajamente anul trecut și au fost prelungite până an de zile să nu fie o bun de plată înapoi. Deci jumate din aceste persoane erau cu angajamente și de aia au fost un pic greoi și treaba asta de anul trecut de a nu mai da în zonele unde au fost date. Ca să nu zic că de fapt am avut puse la dispoziție și niște hărți destul de... Dar asta am vrut să zic că, da. Că noi, Consiliul Local, până de a izbucni treaba asta cu fond forestier și așa mai departe, eu personal
Nu știam de treaba asta. Eu am știut despre o parcelă, o singură parcelă, de pe Muhoș. Dar noi nu am știut, nu cred că vreun consilier de aici a știut că fondul forestier, de exemplu, este și la fața Răchitișului. Și la Muhoș? Sau în toate părțile. Și la Muhoș? Dacă cineva a știut de treaba asta, să ne zică, că eu n-am avut cunoștință de cauză de treaba asta. Nu s-a adus în fața Consiliului Local, nici acum 10 ani, când s-a înființat acolo, poate Consiliul de atunci știa că a semnat procesul verbal. Consiliul acum în 2005, mi se pare. 2005, fost, de 16 ani. În 2005, Consiliul Local care a fost, a semnat procesul verbal de punere pe fond, în fond forestier a pășunii respective și suprafața care a fost. Noi ceilalți n-am știut, acum am aflat că în afară de Muhoș, parcela 194-193 care a fost băgat în fond forestier, care era și fond forestier, în afară o să mai băgat pășune. Dar restul cred că nimeni n-a știut că pășunile au fost puse în fond forestier. Și n-aveam de unde să știm dacă nu s-a prelucrat vreo, n-a dus la cunoștință în ședințe de Consiliul Local sau nu am semnat niciun proces verbal. Cred că nimeni dintre noi n-a semnat niciun proces verbal de... Nu, și s-a lucrat și s-a studiat foarte mult anul trecut când s-a lucrat pe, ca să se poată da părțile eligibile. Atunci cred că s-a pus în fond forestier, având în vedere că comuna n-a avut 7000 de hectare, ca să avem suprafața, ca să putem să poată înființa ocolul. Înființa ocolul. Da, din nu a știut nimeni de treaba asta. Când, cine era la conducere atunci, cine era Consiliul Local, cred că o semnat un proces verbal și precis că se află în dosarul de constituire a ocolului silvic din anul 2005. Bun. Domnul Lucian, dacă mai aveți ceva. Da. Domnul Tomcu. Domnul Hăniană. Domnul Antal. Da, domnul președinte. Vă felicit cu rapiditatea cu care ați condus ședința. Mult succes, dar aș reveni la proiectul de hotărâre privind aprobarea redeorganizării a funcționarea serviciului de îngrijire la domiciliu. Da. Pentru că oamenii care se uită la televizor, ca să știe detaliile tipurilor de serviciu și pentru cine. Că dacă nu vin la primărie aici, la domnul primar, la doamna secretar, cine poate? Aici sunt niște puncte care ar trebui citite. Cine are, cine nu are. Mă scuzați da, că v-am întors, dar zic că ar trebui, că am fugit prea repede peste. Eu nu știu nimic, deși sunt aici, dar ar trebui puțin citit. Cine are dreptul, în ce condiții, dacă se poate. Vă mulțumesc. Toate materialele vor fi puse pe site-ul primăriei. De-aia am întrebat prima dată pe doamna secretară, am întrebat-o dacă să le citim, a zis că nu. Știți cum e, bătrânii nu au site-uri. Dar sunt niște puncte. Sunt niște cu pensiile, câte ore, cine poate să beneficieze de aceste servicii. Pensiunea minimă garantată, fie acolo sunt vreo 10 puncte care ar fi bine să le citim. Da, adică zic eu, dacă vreți dumneavoastră, dacă nu, nicio problemă. Da, asta mă întrebați la început, au zis că vor fi publicate, de aceea nu mai știți. Sunt bătrânii nu prea au site. Nu prea au site. Da, dacă are un telefon... Domnul ați afișat și la țezii. Vecinul poate să da, vecinul, da. Și zice, uite... Domnul președinte, domnul primar ne-a explicat. Acum domnul consilier și... eu... Putem să-l citim 10 pagini, dar eu vă explic despre ce e vorba și care asta. Nivelul veniturilor net lunar pe membru de familie. Noi vrem să vă rugăm și aici, de exemplu, cum funcționează Caritasul în alte localități din țară. Și pentru treaba asta trebuie să facem noi proiectul ăsta de hotărâre, pe ce bază și cine beneficiază de serviciile respective și cât o să fie suportat din bugetul local, cât o să fie suportat de orice firmă care se ocupă cu aceste servicii. Că serviciile o să fie cumpărate de pe SICAP. Nu este o firmă anume că luăm de la Anto sau de la Bilibog, trebuie să cumpărăm de pe SICAP. Bineînțeles, o firmă care a autorizat să facă îngrijire la domiciliu. Și în mare parte,
am luat așa, la pensionari, fără venituri, 100% suportă Consiliul Local. Adică, de exemplu, trebuie să dea 10 injecții, 10 injecții costă 100 de lei, suportă Consiliul Local. Atâta trebuie și ce reclamă ăsta? Dacă are pensia lui între pensia minimă garantată, adică 800 de lei, și pensia minimă garantată de 1,5 ori, adică 1200 de lei, beneficiază de o subvenție de 90%. Dacă are între 1200 și 1600 de lei, beneficiază de 70% din subvenții. Dacă are pensia între 1600 și 2000 de lei, beneficiază de 60%. Între 2000 și 2400 de lei, 50%. Între 2400 și 2800, 40%. Între 2800 și 3200, 20%. Care are pensie peste 3200 și 3600, 0%. Peste 4000 de lei, 0%. Ne-am gândit, asta e la pensii. Asta la pensii. Ne-am gândit și la venituri. Adică, de exemplu, este o familie care are un venit fără venituri și are nevoie de îngrijire acasă, are un copil bolnav, are o nevastă sau un bărbat sau de genul, fără venituri a prins 100%, cu venituri lunare persoana sub 400 de lei. Asta înseamnă că dacă avem într-o familie 4 persoane, câștigă o persoană 1000-2000 de lei și împărțim în 4 persoane, vine 500 de lei. Adică atunci beneficiază sub 400 de lei, o să ia 100% subvenție de la primărie. Dacă persoana, tot așa pe persoană ne-am dus la venituri, 401 și 600 de lei, 70%, 601, 800 de lei, 50%, 801 lei, 1000 de lei, 30%, și persoană peste 1001 leu, 0%. Dar aici trebuie să adaug încă ceva. O să avem o comisie locală, bineînțeles, cu... Este formată o comisie locală, care o să vină oamenii și o să depună un dosar. Analizăm dosarul respectiv și se decide la nivel local cine și cum și cât beneficiază din subvențiile respective. Bineînțeles, toată cheltuiala asta o să fie suportat din bugetul Consiliului Local. E un mare, ca să vă zic, la o comună cât avem noi, de 5.000 de locuitori, ne costă undeva anual de la 35.000 până la 65.000 de lei treaba asta. Acest serviciu. Bineînțeles, asta nu este bătut în cui, că într-o lună avem bolnav, în cealaltă lună n-avem. Sau într-o lună avem mult, sau anul ăsta avem mult, anul viitor nu mai avem atâta. Și am crezut că putem să facem și noi treaba asta pentru comunitatea noastră, pentru bătrânii noștri și pentru care au chiar nevoie de treaba asta. În principiu despre asta e vorba. Dar bineînțeles, când ajungem acolo, că ăsta e proiectul de hotărâre, aici mai avem de lucru foarte mult. Când o să ajungem în momentul ăla, când am ajuns la final, atunci o să înștiințăm lumea despre ce e vorbă mai clar. Și ce trebuie să facă, ce trebuie să cuprindă dosarul respectiv, unde trebuie să vină, trebuie să dăm un loc și pentru firma sau asociația sau cine o să se presteze serviciul ăsta, trebuie să dăm și un loc pentru el. Că ăla vine cu un angajat sau doi angajați, vine cu o mașină. Bineînțeles, el are cheltuielile lor. Noi cumpărăm de la ei servicii. Și atunci trebuie să dăm și loc și discutăm mai pe larg atunci, în momentul ăla, când putem să finalizăm toate demersurile. Pentru soluționarea cererilor care sunt depuse la asistență socială, va trebui să facem o comisie din doi membri, doi consilieri locali și un salariat al primăriei. Salariatul, cine se ocupă cu asistentă socială, automat.
cine lucrează, ea trebuie să fie acolo. Și acum, dacă este, atunci să luăm o decizie, cine se ocupă, cine sunt consilierii, propune, să punem, să propunem două nume. Propuneți. Eu am unde în vedere că domnul viceprimar lucrează aici, eu aș propune pe domnul Bilivoc Robert. Sunteți dacă... Că este aici în fiecare da. Zi, poate să se uite și așa mai departe. Propuneți încă un consilier. Cine vrea? Domnul Bilivoc. Eu propun pe Răinare mai mult timp. Răinare mai mult timp. Domnul Răinare, acceptați? Da. Și domnul Răinare. Ok. Trece dumneavoastră la angajatul primăriei, da, da, vă decideți da, după. Ok. Domnul Ieșan, dacă aveți ceva divers. Da. Domnul Toar, aveți la dins? Domnul Anta? Domnul. Da, și întrebam unde lucrați acum cu Gredeliu. Da. Pe Tărăuș. Pe Tărăuș. Da. Dacă puteți să veniți și mai la jos, să faceți ulițele, să le... Da, mai avem un pic până ajungem pe Aldamaș, că acum dacă am coborât de pe Tărăuș, intrăm la Zanazi și le luăm pe rând, deci ajungem după Zanazi, în mod normal, dacă merge treaba bine, ajungem pe Aldamaș. Bine, plăcere. Domnul Bilicoc? Nu am nimic. Au fost două cereri din partea unei persoane fizice și o persoană juridică din comună. Domn primar, dacă vreți să le prezentați. Unul era din partea subsemnata Calma Rosalia. A decedat, dar acum, știind despre ce e vorba, e vorba de apa aia intră peste drum aici, vis-a-vis de... Din Orodic. Sincer să fiu, noi avem un program și vrem să facem, șanțul jos până aici la Bolovăniș. Dar din cauza timpului, efectiv, n-am avut timp. Că n-am avut când. Ori ploua, ori ningea, suntem drumurile de acces, e dezastru, adică toate drumurile sunt probleme. Dar acum, având în vedere că cât de cât începem să terminăm, am dat comandă deja la niște tuburi. Săptămâna viitoare o să ajungă. Că aici, lângă Cântar, trebuie să băgăm un tub. Nu avem de ales. Și atunci o să ne apucăm și o să aducem șanțul, o să curățăm tot șanțul jos acolo și intră apa în Bolovăniș. Deci, între timp, domnul consilier Sâș, dumneavoastră, puteți, că să oricum sunteți vecini cu oamenii de acolo, puteți să-i anunțați să se pregătească să facă pod, pentru că o să săpăm și pe la ei. Da. Și să fie pregătiți să nu fie surpriză. Asta e, acolo e șant și trebuie să fie șant. Un bod de acces momentan intre. Treaba lor. Și după aia se... Adică noi ne ocupăm de săpată, de la săpată acolo. Aici jos băgăm tubul. Fiecare persoană aici, trebuie numai aici să... jos. Numai aici deci, jos. Deci eu acasă trebuie să fac pod. Deci este șanț. Este până trebuie să îngrijesc și trebuie să fac pod de acces pentru mine. Deci pod, tubul să fie băgat aici în partea asta unde e drum de acces, acolo la Cântar și în partea aia. Câte grușpe îți de care ați luat tuburi? Am luat și de 80, și de 60, și de 100. Cam de 100 trebuie. Să vedem, că așa au zis domnul Pal și cu cine am mai discutat, că cândva era, cred că cu domnul Antal am discutat, cândva era băgat niște tuburi de fier, acolo. Dar practic, acolo. Eu nu mi-am amintesc cu degeaba, nu mi-am amintesc. Să vedem ce o să fie când... Păi când o să săpăm, o să vedem. O să vedem ce da, se până când nu dau jos. Da. Până, da. Până, ce să fie? Cealaltă cerere, domnul Sece Eva Farm, momentan are un contract de închiriere aici unde era șura aia în uliță, aici la Filaturii. Și el a depus o cerere, fiindcă el folosește de nu știu câți ani și ar vrea să cumpere
terenul și grajdul ăla care este acolo. Terenul, având în vedere, are 930 de metri pătrați, dar aici este o problemă, având în vedere că terenul și construcția care este acolo este pe domeniul public al comunei și prin lege nu se poate vinde. Eu am adus la cunoștință, fiecare să zică părerea, se poate da în concesiune, dar de vândut nu se poate. Ăsta rămâne la atitudinea Consiliului Local, ce decizie ia. Concesionăm, închiriem, că așa au zis, dânsul a povestit aici că este într-o stare degradabilă, ar trebui investiți acolo niște bani. Eu cred, dar totuși cineva a folosit timp de atâta ani. Dar ei au fost. Nu. Rămâne ce decide Consiliul Local. De vândut, doamna secretară, să zic că se poate sau nu se poate. Nu se poate. Dar până acum a fost în chirie sau... Este în chirie. Deci când s-a făcut contractul de chirie, acolo erau clauze, că și eu am avut contract de chirie și acolo scrie clar, cine folosește terenul sau construcțiile, îl întreține până se termină contractul de chirie, nu? Da. Păi atunci, dacă în continuă vrea să fie în chirie, deci el are... Trebuie să repare acolo, nu trebuie să vină să zică la primărie, să te duci tu să repari, tu ai închiriat-o, dă-mi și dacă o folosesc, o întrețin. Așa scrie legea. Aici e vorba că nu are temei legal ca să intervină asupra construcțiilor dacă spațiul este închirie. Dacă ar fi în concesiune, și atunci juridică... Nu, dar să întrețină. Trebuie să întrețină. Să întrețină, demoleze și să păcătrească alte legi. Da, nu se poate, da. Dar dacă ar fi în concesiune, ar avea... Dacă decide Consiliul Local că în concesiune se poate, atunci... Pentru asta trebuie să vrea el întâi. Da, pentru asta trebuie să depună o cerere dacă vrea concesiune, dacă depune cerere, atunci aduce în fața... Cu... Pe 29 de ani se poate concesiune. Dar la concesiune poate să vină și altul. Da. Înțelegeți? Dar nu e o problemă. Dacă vrea, aduce cererea, aduce în fața Consiliului Local, Consiliul Local decide, dacă e, atunci dăm procedura de concesiune. Și se poate ridica prețul la concesiune. Asta dacă vine unul să mai vină cineva. Nu. Despre asta e vorba. Eu aș avea la diverse încă ceva, dacă îmi permiteți. Cu ocazia asta de care am vorbit cu pășunile și... Cu caii, cu pășunile avem încă probleme. Am văzut foarte bine, s-a apucat toată, o mare parte de curățat. Mai este de curățat foarte multă, mult de curățat pe pășuni. Și din luna iunie, dacă ne ajută Dumnezeu cu domnul viceprimar, o să facem niște controle pe pășuni. Și cu cazul asta vreau să știe cetățenii comune că cine n-a curățat, contractul de concesiune o să fie încetat. Fără nicio supărare. Că timp de 20 de ani tot am lăsat așa cum e și acum se vede în ce stare avem pășunile. Cine n-a curățat, contractul de concesiune terminat. Adică nu o să mai aibă valabil contractul de concesiune. Vara asta, acum nu pot să zic că într-o lună de zile o să avem timp să ajungem peste tot, dar sper că în două luni de zile nu o să rămână pășune unde nu o să fim prezenți cu domnul viceprimar. Și o să anunțăm oamenii respectivi de acolo să vină la fața locului, să ne uităm, știm blocul fizic, avem 10 oameni în blocul fizic, o să invităm la fața locului, la ora cu tare ne întâlnim acolo, și verificăm dacă s-a efectuat lucrări sau nu s-a efectuat lucrări. Dacă nu s-a efectuat lucrări, fără nicio supărare, ne pare rău, desființăm contractul de concesiune. 2. Avem
Și aș vrea să propun, acum să vedem ce zice Consiliul Local. Avem discuții că avem la nivel de comună camere de luat vederi. Având în vedere comuna Ghimeș-Făget are mai multe puncte și ocolul Silvic Ghimeș-Făget a montat niște camere de luat vederi. Și am auzit zvonul și sunt probleme că nu sunt publice. Eu aș propune pentru Consiliul Local și bineînțeles dacă este de acord că camerele de luat vederi care o avem în comună, montate și funcționale, să fie publice. Noi, ca primărie, ce avem aici în sediu primăriei, adică serverul și așa mai departe, să vorbim cine face site-ul primăriei, să pună live camere de luat vederi și să se uită ori și cine pe cine ne interesează și să zicem la conducerea ocolului să pune și el public camerele de luat vederi care a montat ocolul Silvic. Că, și știți din ce cauză propun treaba asta, că am ajuns la discuția că camerele de luat vederi văd numai pe unii oameni, pe alții nu văd. Nu se poate așa, asta e părerea mea. Sunt camere șmechere. Să fie public pentru toată lumea. Cine intră pe site-ul ocolului, vede camerele, poate să se uită din 24 în 24 de ore. Cine intră pe site-ul primăriei, să se uită la camere când vrea. Dacă sunteți de acord cu treaba asta. Da. Da. Cine este pentru, ca să știm, facem sau nu facem? Eu de principiu. În principiu. Mulțumesc frumos. Deci toată lumea. Da. Și asta ultima dată am discutat cu controlele și cu inspecțiile de fond. Un consilier local, cineva de aici, dacă vrea să se participe la controle, că șeful de ocol ne-a trimis lista și data când sunt făcute controlele de fond, atunci să ne înscriem sau cum să facem, aștept propune, cum să facem. Ca doamna secretară să facă un tabel cu consilierul local, cu numărul de telefon, să le trimite în spate și să fie anunțați când au inspecții și în ce cantoane. Și plus, acum, dacă cineva dorește să înscrie la un anumit canton, să dorească, dacă nu, să împartă doamna secretară și să facă un tabel. Asta e părerea mea. Apoi, că eu, până acum eu am fost consilier de 12 ani, mai exact. Până acum noi nu am fost înștiințat în ăștia 12 ani când o să fie controle de fond. Eu zic că este un pas înainte și dacă ne interesează un consilier undeva anume să participe ca asistent și legea ne permite, legea cere. Legea cere, foarte bine. Trebuie să se prezinte și un asistent. Da. Prevede legea. Păi eu fac tabelul cu toți consilierii și asta ce înseamnă? Că toți consilierii vor să participe la controlele de fond? Da, bineînțeles, băgați într-un canton, unul, doi împărțiți așa cum vreți dumneavoastră. Cine poate merge, cine nu. Dacă cine vrea un anumit canton, să zică acum, să se înscrie, restul puteți să împărțiți. Păi eu pot să citesc cantoanele. La Slatina, 1. Se înscrie cineva? Scrieți dumneavoastră împărțiți, ca să nu fie că unul vrea acolo, celălalt vrea acolo. Trage dumneavoastră. Cine are... Vom fi informați și cine vrea participă. Câte cantoane avem? 9? Câte consilieri avem? 13. Câte cantoane se poate vrea? 2, celălalt câte unul. La atitudinea dumneavoastră. Dacă cineva vrea să scrie vreun canton, suntem aici, poate să spună. Dar eu aș mai avea o propunere, dacă îmi permite. De exemplu, din Consiliul de Administrație avem doi specialiști. Deci Consiliul de Administrație ar trebui să facă în așa fel încât să participe la câteva... Bineînțeles, și ei să depună un grafic. Deci dacă e, putem, da, și dacă e o discuție cu dâns și propuși, dacă nu, cum permite legea să fie din partea noastră? Suntem noi 13 plus ei sunt 2 sau 3 care, care poate să meargă. În mai multe cantoane se poate propune 2, în celălalt
Deci se poate propune și cu... Și din partea Consiliului de Administrație. Membrii din Consiliul Administrației. Și atunci vor fi câte doi. Adică sunt bărbați, sunt trei, nu? La Consiliul de Administrație. Da. Și două doamne. Da. Și atunci că e 15, se poate pune câte doi, în locul. Cine poate... Da, dar asta nu ar trebui să decidem aici. Da, dar faceți aleatoriu, cum a spus domnul Antal, pentru ca să nu fie discuții de ce un consilier se duce la X sau la Y. Da, adică să nu fie niște vreodă că consilierul respectiv trebuia să se ducă în cantonul ăla. Alegeți dumneavoastră cum doriți, spuneți bine. Eu pot să aleg în ordine alfabetică, atunci, ca să nu fie nicio discriminare. Cum credeți dumneavoastră? Da, în ordine alfabetică. Trimiteți cu număr de telefon în spate la... Când merg, atunci anunță consilierul local respectiv, care e în cantonul respectiv. Dacă poate să meargă consiliul local, merge, dacă nu... Înainte cu o zi, ca să știu. Practic o zi înainte, inspecția se face 3 zile, nu? Inspecția se face fondul cât necesită. Cât necesită. Dar poate și între zile, se poate și o săptămână. Cât necesită, că am vrut să faci... terenul respectiv nu e pus ca pe exemplu. Se poate și pe film, depinde. Altceva? Eu n-am altceva. Stimați consilieri, domnule primar, declar ședința închisă.